Marți 25 mai, un bărbat de 79 de ani a decedat la un cabinet notarial de pe strada Dobrogeanu-Gherea din Roman. Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi avut probleme cardiace care i-au cauzat infarctul. Un echipaj SMUR de terapie intensivă a fost solicitat să intervină pe strada Dobrogeanu-Gherea în municipiul Roman pentru a acorda asistență medicală de specialitate unui bărbat de 79 de ani. Ajuns la locul evenimentului, membrii echipajului SMURD au constatat că bărbatul se afla în stop cardiorespirator. Aceștia au procedat la aplicarea manevrelor de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a răspuns acestor manevre de resuscitare, medicul de pe ambulanța SMURD declarând decesul acestuia. În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces pentru 69.000 de bărbați, respectiv pentru 81.000 de femei, în fiecare an, arată datele comunicate de Societatea Română de Cardiologie.